Bărbatul și-a văzut fiul ultima dată săptămâna trecută, când a venit mama lui și l-a luat la ea, conform programului de vizite stabilit în urma divorțului dintre cei doi părinți. De atunci nu mai știe nimic nici de copil, nici de fosta soție. Sunt disperat. Deci, practic, e viața copilului meu în joc. Sunt disperat. Nu vreau decât să-l găsesc, să știu că este bine. Copilul acesta a trecut prin niște traume destul de mari, își revenise cât de cât și acum mie să nu-l dea iar peste cap. Voi să dor de el? Foarte mult. Bărbatul spune că nu și-a închipuit că mama băiatului ar putea face așa ceva. Abia după dispariția micuțului a început să pună cap la cap lucruri pentru care la început nu găsea justificare. Să stai la cu copilului, așa e, nu-ți numai are pe aici. Toate că eu am, în momentul în care l-am dat cu haine, cu tot ce trebuie. Deci a făcut bagajele și... A făcut bagaje, inclusiv avea ghiozdan mare de școală în care putea să bage haine, mai avea încă un ghiozdan, un rucsac. Deci, practic, toate hăinuțele lui acolo? Nu, nu are niciun fel de hăinuță aici. Bărbatul se teme că fosta soției ar putea face rău copilului pentru că aceasta ar fi devenit adepta unor secte religioase. Ba mai mult, nu de puține ori le-a spus apropiaților că ar vrea să plece din țară. Vrea să plece, inclusiv din România. Vrea să plece. Pe pagina ei de Facebook apare Utah, ca și locuință. În America, Statele Unite, da. Polițiștii încearcă acum să dea de urma ei. Minorul în vârstă de 10 ani a fost dat deja în urmărire națională, iar polițiștii de investigații criminale din cadrul compartimentului urmărit desfășoară activități specifice în vederea depistării acestuia și clarificării situației sale. Femeia a avut în trecut probleme psihice și a fost internată pentru o schizofrenie paranoică.